Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Am să facem un aperitiv. Aici avem ingredientele și o să punem 2 ouă. Apoi vom pune 90 de grame, totul cântărit în grame, 90 de grame de vin. Puteți înlocui și cu lapte sau cu apă. Sau cu apă minerală. Cine dorește, eu pun vin, totul cântărit în grame, 90 de grame de vin, 90 de grame de ulei, așa, apoi 50 de grame de parmezan, dar putem pune și cașcaval, și brânzică rasă, și brânzică sărată, așa, apoi 180 de grame de făină, 10 grame de praf de copt, un praf de sare, 40 de grame de muștar, 15 grame de hrean proaspăt, vedeți? Așa, dat prejezătoare. Și apoi vom pune în interior măsline, 60 de grame, eu am cântărit, atât am în casă, și Sălămior picant eu am, dar puteți pune ce dori în interior. Așa, și am să dau deoparte și o să începem să facem ca să dăm la cuptor. Eu am deschis și cuptorul și voi face așa, într-o tăviță, așa, din hârtie rotundă. Puteți face și brioșe și în forme de chec. Eu am să-ți fac în acestea rotunde. Să punem 2 ouă. Să punem un praf de sare. Vom adăuga vinul. Adăugăm și uleiul. Așa. Adăugăm și parmezanul. Adăugăm și muștarul. Adăugăm și hreanul. Și amestecăm așa bine, 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 bine. Și acum am să adaug puțină făină cu praful de copt. Amestecăm și adăugăm restul de făină. Amestecăm. Așa. Și acum voi adăuga și măsline și sălămior. Măslinele am să le pun direct în aluat. Sunt măsline în ulei. Și amestecăm așa bine. Și acum, eu mi-am pregătit așa o formă, este de hârtie și am să pun așa, nu o unc, nu-i fac nimic, o pun așa în interior și punem toată compoziția, cred că intră doar într-una, așa. Diametrul e de 18. Acest sălămior și am să-l pun așa în interior. Așa. Și o să punem așa în interior. Și băgăm așa în interior sălămiorul. Așa.
voi da la cuptor la 180 de grade și lăsăm circa 20 de minute. Aperitivul nostru cu sălămior picant și cu măsline. Acum vă pup. Vă urez o zi frumoasă. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru distribuire, că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Vă pup, o zi frumoasă continuare. La revedere, pupici și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere. Vă mulțumesc din suflet. La revedere.